Au scăpat ușor. Ieri după amiază, în municipiul Câmpina, la intersecția străzilor Ana Ipătescu și Maramureș, a avut loc un accident de circulație. Din primele cercetări, se pare că accidentul s-a produs din cauza neacordării de prioritate. Șoferul unei mașini de curierat circula pe interzis și autovehiculul său a izbit în plin autoturismul care venea de pe strada Ana Ipătescu, acesta din urmă fiind proiectat în gardul unei case. În urma impactului, o femeie care se afla în mașina care circula regulamentar a fost transportată la spital. Victima s-a ales cu răni în zona capului și unei clavicule. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, însă niciunul nu consumase alcool.